Florin Câțu, actualul premier, a precizat faptul că România nu își permite majorarea pensiilor întrucât nu există bani în bugetul de stat. În acest fel, se pare că pensionarii sunt în continuare amăgiți, aceștia sperând și punându-și bazele în promisiunile făcute de către autoritățile guvernamentale. Curtea Constituțională a României a decis că majorarea cu încă 26% a punctului de pensii este una constituțională. Însă este greu de crezut că se va întâmpla acest lucru, având în vedere că premierul Florin Câțu a spus foarte clar că nu există bani în bugetul de stat pentru o astfel de creștere. Pensionarii rămân în continuare dezamăgiți, încercând să trăiască în funcție de posibilități. Bani sunt, nu se vrea. Dumneavoastră, ce considerați? De ce nu se majorează pensii? Din obediența guvernanților, idioțenia liberalilor care au pus mâna pe putere, s-au instalat acolo niște șulfe politice, nu niște persoane care sunt competente, au ajuns acolo politic, sunt vremelnice și stau să ne chinuie, să-și bată joc de pensionari, de salariați, de muncitorime, proletar, cum exista odată, dar cât le va merge, mult nu le va mai merge. Iar liberalii să-și facă bagajele să plece. La care am așteptat cu nerăbdare majorarea punctului de pensie cu 40%. Dar în schimb m-am bucurat și am votat Partidul Național Liberal din peste 20 de ani și m-am bucurat când am ajuns la putere că vor face facilități și pentru omul de rând. Când am ajuns doamna ministru Raluca Țurcan, ministrul economiei, m-am bucurat că nu mai este doamna Olguța care de bine de rău a dat ceva bănuți la pensionari. M-am bucurat că doamna ministră trimite pensionare la muncă, dar probabil trimite pe ăștia de la 45 de ani la 40 de ani care au ieșit din magistratură și din poliție la pensii cu pensii speciale. Îi trimite la muncă să mai ia un job, ca tineretul să n-aibă unde lucra. Probabil asta urmărește și instituția guvernului condusă de PNL-ul, sub conducerea domnului ministru Câțu, poate și Partidul Național Liberal. Deci ideile liberale, eu știu să fie pentru dezvoltare de muncă, dar nu să trimiți pensionarii tineri. Să-i țină și pe ceilalți care i-au scos la 45-50 de ani, să-i țină în câmpul muncii până la 75 și să-l trimită la muncă. Dumneai că stă pe scaun, poate să lucreze și până la 100 de ani în Parlament, că primește pensii speciale, dar omul de rând cu 800 și cu 1400, care abia supraviețuiește pe o zi pe alta. În schimb, nu țin cont prin faptul că s-au scumpit toate de când cu pandemia asta. Deci, pensia cu cât s-a mărit cu 26 sau cu cât au mărit-o înainte, 14%, pe nu ajunge nici scumpirea că cât s-a mărit. Cât era benzina? Benzina, motorina, era 4 lei, 40. Acum a deja trecut de 5 lei. Deci, numai aici câtă scumpire e. Și cumpirea carburanților duce în lans pe toate. Nu mai vorbim alimentele și toate ce. Pensionarul de rând îi beneficiază și de medicamente, beneficiază și de alimentație care nu are coșul minim de zi cu zi asigurat, care e în jur de 16 milioane, 17 milioane coșul minim. Și nu are măcar atât să facă punctul de pensie, cât e coșul minim asigurat, punctul de pensie. Deci dacă era majorarea cu 40%, o aplica lege dată, aprobată de președintele țării, care e pus în fruntea țării de toți peneliștii și membrii simpatizați ai PNL-ului. Deci nu o pun în executare. E imposibil în țara românească ca cineva să mai respecte o lege dacă guvernul României nu respectă această lege. Pentru pensionarul și pentru omul de rând. Respectă numai pentru... Eu chiar am crezut, vă rog să mă credeți, în ardeleanul Rareș Bogdan, când a spus că în 30 de zile va tăia pensiile speciale. Partidul Național Liberal, el face ravagii. N-a făcut nimica. După ce s-a ajuns la Ciolan, domnul Rareș Bogdan, face exact ce fac și ai tot cu pensii speciale. Hai să contribuim toți la fondul de pensii, să luăm toți în funcție de cât am contribuit la stat. Deci judecătorii și Ministerul de Interne și Armata poate să contribuie și ei, de care salariul 500 de lei sau 50 de lei sau câte l-are, poate să contribuie la fondul de pensii. Că noi toți românii contribuim pentru salariile lor și prin impozitele și taxele care le dăm către stat. Nu să pună biruri pe noi ca unii să trăiască bine și unii abia să trăiască de pe o zi pe alta. E o rușine pentru guvernul României condus de ministru Cutu. Chiar am crezut că domnul Arbun face ceva, dar îți dezamăgit total.
Pensionarii se arată revoltați, întrucât sperau ca în anul 2021 să aducă o majorare a pensiilor conform promisiunilor făcute de către autoritățile guvernamentale, însă între timp bugetul de stat a rămas fără bani.